La Târgul Carte la Nisip a avut loc lansarea a 4 volume ale unor prozaturi și poeției Mangaliei. Este vorba despre cartea nescrisă a lui Marius Dinca, Însemnări din tura de noapte a Anei Ardeleanu, Frânturi din viață de Dorei Alina Romanescu și 5 iluzii a medicului Ana Maria Bucur. Primul volum lansat în seara dedicată Clubului Solteris a fost Cartea nescrisă a lui Marius Dinca, un roman despre care președintele clubului, Emilia Dabu, spune că se scrie odată în viață. O carte de excelență a domnului Marius Robert Dinca, numită fascinant Cartea nescrisă, dar care pleacă de la Borges încolo. Este o carte, un roman care se scrie odată în viață. Nu știu cât de greu îi va fi autorului să se autodepășească, pentru că dacă ajungi să scrii o carte de asemenea valoare... Însemnări din tura de noapte a Anei Ardeleanu este o carte dedicată de autor celui ce a stat alături o viață întreagă, un volum plin de tristețe, cel de-al 15-lea din cariera fostului cadru didactic din Mangalia. Poezie este a 15-a carte a doamnei Ana Ardeleanu, Însemnări din tura de noapte, o carte dureros de frumoasă, dureros de tristă, pentru că este dedicată și celui care a fost alături o viață. Este o carte de profunzime, o carte în care poeta Ana Ardeleanu, precum este obiceiul, ne aduce în dar niște poezii îmbrăcate, niște metafore, că rar întâlnește în poezia românească de astăzi. Frânturi din viață, cel de-al 14-lea volum, semnat de Dora Alina Romanescu, cuprinde proză scurtă, inspirată din viața cotidiană și cu personaje inspirate din realitate, în timp ce unul dintre cei mai respectați medici ai Mangaliei, dr. Ana Maria Bucur, și-a lansat cel de-al 2-lea volum de poezie, 5 iluzii, versuri spirituale de dragoste. Doamna Dora Alina Romanescu, care vinde cu frânturi de viață, povestiri scurte, iarăși o doamnă care a debutat în 2002 și are 14 cărți publicate până acum. Aceasta, 14-a carte, este o carte de proză scurtă după ce a plecat cu romanele. În cadrul Târgului de Carte de la Mangalia, joi 4 august va avea loc un concert extraordinar al fanfarei Forțelor Navale Române, iar vineri 5 august lansarea volumului Regalitatea și Marea de Adrian Cioroianu și Doina Păuleanu.